Printre finaliștii concursului de eseuri s-au numărat tineri din Dej, Gherla, Cluj-Napoca. Câștigătorul marelui premiu a fost Raul Hoza, elev în clasa 11 la Colegiul Național Andrei Mureșanu, coordonator Cristina Albineț. Premiul întâi a revenit Iuliei Medveschi, elev în clasa 12 la Liceul Alexandru Papiu Ilarian, coordonator Valeria Huza. Clubul Euforion a fost sprijinit în organizarea acestui eveniment de Primăria Dej, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc și al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.